Salutare, bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi o să ne jucăm Clash Royale, tot pe contul mic, pentru că ni s-a deschis Magical Chest-ul. Suntem aici împreună cu David. Și să vedem, la quest-uri avem un free chest, 29 gold, 2 gemuri. Ok, ne-au picat minion, nu-i aveam. Și 2 knight. Ok. Avem... Nu. Pentru că sunt arena 2. Aici avem un silver chest. 24 gold. Spear goblins. Archers. Și bomber. Bun. Și aici avem 3 mini P.E.K.K.A. Nu o să cumpăr pentru că mai bine aștept. Poate, dacă nu îmi pică din Magical, poate cumpăr. Și să vedem. Am deschis Magical. 300 gold. 3 arcașe, 3 knight, 8 goblini, 9 bomberi, 2 giganți, 4 mini P.E.K.K.A. Bun, ne-a picat. Și witch, bun, ne-a picat witch, nu aveam witch. E bine. O să schimbăm în decul nostru moschetira cu witch-ul. O să upgradăm mini P.E.K.K.A.-ul. Da, David? David, ce-a făcut un nou deck, imediat să-mi abărade și eu aici. Uite o carte. Deci cam acesta este deck-ul meu. Am făcut și level 3. Și o să pun minionii în loc de fireball. Cred, pentru că fireball-ul nu prea mă ajută. Ok? Dăm un 1v1 cu David. Ok? Și să vedem. Nu știi că o să pierzi. Unde arena 6 contra 1, unde arena 2. Sunt arena 2 în primul rând. Da, are dreptate. El e arena 6 astăzi, a ajuns, are 1700 fix. Ok, să vedem. Ok, i-am luat turnul, cred. Da. Da, i-am luat turnul. Pune mine pe caul. Și să vedem după acest match, o să dăm și un draft. Am băgat Giant Skeletonul. Până... Ok. A distrus tot. Ok, să vedem, o să punem un wish din spate și revenim imediat. Ok, a băgat un balon. M-am apărat de balon, ne-a luat și el aproape turnul, mai are puțin. Am băgat goblinii pentru a se, pentru a se ocupa de goblin barrel. Și a pus minion horde, nu știu cât de bine o să fie. Ok, ne-a luat și el turnul, o să las. Ok, deci sunt OP, zice și David. Ok, gigantul ăla eu l-am pus de apărare și am câștigat și revenim cu draftul. Ok, am revenit și cu draftul, o să luăm graveyard-ul, o să-i dăm gigantul. Ok. I-am deja două legendare. El are două legendare, i-am dat freeze-ul și cred că o să luăm așa. Mi-am dat Goblin Hat, mai avem Dart Goblin și Goblin Barrel. Auzi, deci dacă tu, efectiv, dacă tu ai P.E.K.K.A., îți pare rău. A, mersi pentru freeze. Plăcere. Ok. Văd că nu prea știe să joace el, cine știe ce. A făcut un push destul de bun. Dar frizul ăla nu prea l-a dat bine. Mi-a da, luat turn. Nu te-a să-ți iau turnul dacă mă cam. Hai să răd ceva. Cu asta mă apăr eu.
Bine. Bine. După cum ați văzut, Dart Goblinul este foarte OP și distruge Infernotaurul foarte ușor. Și o să încerc să fac o schemă. Nu știu dacă o să-mi reușească. O să pun în primul rând așa și am nevoie de 9 elixir pentru a pune asta și acesta să nu se vadă. Da. Tu vezi că abia mai atins cu posuriți de aia. Nu, n-am reușit. Am pus prea târziu. Asta este. Tot i-am dat ceva damage. Descrieți în comentarii cui îi plac clătitele. Scrieți hashtag îmi plac clătitele sau hashtag nu-mi plac clătitele. Please, puneți hashtag. Puneți hashtag. Ok, ne-a bătut și revenim cu următorul match. Ok, ne-a dat blind deck challenge. Și să vedem, ok. Cu deck-ul ăsta am jucat și eu un pic mai devreme, când am jucat cu el pe telefon. Cred că avem aceleași deck-uri. Telefon. El joacă de pe telefon, eu de pe calculator. Hai. Nu are fucking trimaschi. Alex, de ce ai trimaschi? Pentru că pot. Ok, am făcut un push mai mare. Cu care aproape îi luăm turnul. Ne-am apărat destul de bine. O să-i punem un Lumberjack aici. Pentru că Lumberjack-ul este foarte bun. Îl am pe shop, pe contul mare, de arena aproape 11, arena 10. Îl am pe shop, am 40.000, doar că vreau să iau Mega Knight-ul pentru că mă ajută mai mult. Nu cred... Am avut 3397. Punem un zep acolo ca să facem cycle și să nu ne luăm damage. Știu că nu e bine să fac așa, dar din câte am văzut nu prea are cu ce să se apere, deci... O să pușesc eu. El pușează. O să-i punem aici. O să lase muschetirele alea surprinzător. Ok. Ok, ne-a luat turnul surprinzător. Nu mă așteptam. Văd că a învățat să joace. A fost și arena nouă. Și era clar că știe să joace. O să vă arăt contul lui într-un alt episod. Și să vedem. Da, David? Ok, mai are puțin. Ok, nu știu ce s-a auzit. Nu contează. O să-i dăm un miner. Da, Skype-ul are niște probleme și el are niște probleme la internet. Și nu prea se aude extrem de bine el. Pentru că el stă pe netul din telefon și din câte știu are 3G. Ok, și l-am bătut și cam atât cu acest episod și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!